Vă mulțumesc tare mult, dragi prieteni, că sunteți din nou alături de noi și număr din ce în ce mai mare. Cred eu că acest podcast va crește ușor, ușor, chiar și cu foarte puțin urmăritor, totul are un început pe lumea aceasta. Dragi prieteni, vă mulțumesc tare și pentru mesajele pozitive și pentru mesajele mai puțin pozitive. Învățăm așadar și ne educăm odată cu dumneavoastră și cu sprijinul dumneavoastră. Dragi prieteni, astăzi invitatul meu l-ați văzut în mai multe proiecte de televiziune, l-ați văzut în online certându-se cu un alt băiat cunoscut în mediul online, pentru că ăsta este viitorul, am spus-o de vreo 10-15 ani, că internetul o să conducă și o să fie la putere și o să dispară ușor, ușor, ușor televiziunea. Deocamdată lucrurile vedeți în ce direcție merg. Dragi prieteni, alături de mine este jurnalistul, psihologul Dinu Popescu și am și o mică descriere, om de presă, psiholog și scriitor, veșnic dizident, luptă pentru libertatea de gândire și expresie. Bine te-am găsit, Dinu, bine ai venit în studio. O descriere atât de frumoasă, parcă ar fi fost scrisă de mine. da, exact. Te salut, Doru, mă bucur să fim în același studio din nou, cum eram pe vremuri la OTV. Da, bine, așa. Nu mai știu dacă noi am avut vreodată emisiuni în care să fim invitați în același știu, timp. Dar știu că ai colaborat cu televiziunea mai sus amintită, acolo unde au început foarte mulți... Păi acolo și de cariera mea în televiziune, întreaga carieră, și vreau să spun asta, eu datorez lui Dan Diaconescu, pentru că el m-a ajutat, el m-a promovat, el mi-a spus, măi, te pricep la asta, vino aici să stai lângă mine ca invitat permanent. Uh-huh. Și de acolo a pornit, da, eram invitat permanent, țin minte, alături de regretatul Florin Condurățeanu, prietenul nostru. Exact, de Sorin Bălan și mulți alți invitați, timp de 2 ani de zile, de la 18 ani, practic, pot să spun că astfel am intrat în televiziune. Nopți lungi, poate cei tineri de pe TikTok nu știu și nu o să înțeleagă niciodată cum era să ai o emisiune care începea la ora 8 seara și se termina la 5 dimineața. Deci intram în direct când apunea soarele, ieșeam din direct când răsărea soarele. Așa e. M-a călit foarte mult perioada aia și mi-a cultivat această iubire față de mediul de televiziune. Vrem, nu vrem, OTV-ul a scris istorie și, mă rog, cei mai tineri au aflat despre OTV și despre fenomenul acela mai mult de pe YouTube, dar nu despre asta România este vorba. România a fost OTV-izată, da. O să vorbim într-o zi, sper eu, îmi doresc un podcast cu Dan Diaconescu, dar din păcate știți care e acea interdicție, da. Dinu Popescu, cine este Dinu Popescu pentru cei care nu știu? Ai început cu întrebările grele? Da, mă rog. Îmi place să spun, chiar astăzi scriam ceva pe Facebook despre mine, că sunt un om care în viață se ocupă cu înțelesul, caut să înțeleg, sunt un căutător al adevărului. Am o activitate febrilă în mediul online, am atacat toate rețelele socializare în funcție de public. Pe Facebook postez constant, cum probabil știi și tu că suntem prieteni, texte cu privire la actualitate, la viața politică, socioeconomică, tot ce ține de partea asta, dar și psihologie. Pe TikTok am început să fac clipuri de psihologie pentru adolescenți, tineri, pentru studenții la facultatea de psihologie și cei preocupați de dezvoltare personală, la fel am câteva materiale și pe YouTube. Și să vin cu expertiza mea în partea asta de psihologie și de presă, pentru ca să fiu în opusul curentului care ia tot mai mult amploare de cenzură, cancel culture, primitivist cognitiv, cum îl numesc eu, pentru că vezi că am ajuns într-o lume în care devine interzis să mai gândești. Pe mine asta mă înspăimântă, Doru. În perioada comunistă, în regimul socialist totalitarist, nu trăiam în libertate, nu trăiau oamenii libertatea, nu aveau libertatea cuvântului, nu aveai libertatea de a spune orice, dar aveai libertatea de a gândi liber, de a gândi orice, nimeni nu-ți putea lua asta. Astăzi, asta se încearcă, să ți se ia chiar și libertatea de a mai gândi liber. Nu mai vorbim de libertatea de a vorbi, de a te exprima. De ce crezi lucrul ăsta? De ce crezi că cine are interes? Păi hai să luăm toate exemplele, hai să luăm cel mai cunoscut exemplu, că uite, suntem la doar câteva zile și se împlinesc 3 ani de când a început starea de urgență în România, da? Care, din punctul meu de vedere, a fost momentul când în România a fost anulată democrația, fără drept de apel. Asta a fost sentința. Atunci s-au întâmplat niște lucruri.
s-au interzis drepturi și libertăți fundamentale, dreptul la libera circulație, știi, aveam nevoie de țidulă să ieșim din casă. Dragul meu, Dinu, aici te contrazic îndeaproape. Și de ce zic lucrul ăsta? Pentru că în plină pandemie am plecat alături de bunul meu prieten Ghiță Turda într-un turneu în Franța. Noi eram exagerați de... Noi eram super relaxați de, și exagerați de liniște, pace și zen, în timp ce în alte... În Franța, de exemplu, domne, țipau după tine, puneți masca, arătau cotorul de amendă. Adică eu cred că am fost totuși relaxați. Dar la asta s-a ajuns, ai perfectă dreptate, dar la asta s-a ajuns și în România. Amintește-ți că într-adevăr la început noi eram mult mai relaxați decât alte state, dar ușor, ușor și la noi s-a ajuns, știi, când se încuraja turnătoria pe Facebook, hai să luăm câteva persoane publice, poate chiar cunoscuți sau prieteni de-ai tăi, Dan Bidman, Mugur Mihăescu, actrița Carmen Tănase, nume care au fost puse la zid, personaje care au fost ostracizate, apropo de cancel culture în pandemie. De ce? Pentru că puneau întrebări. Nu în calitate de medici, că nu ne arogăm, în calitate vizibile, de oameni, de persoană publică, exact, și puneau întrebări și spuneau, mă, dacă sunt singur în parc, de ce e nevoie să port eu asta pe față și dacă o dau jos vine și mă amendează? Și iată că au trecut 3 ani, așa cum preconizam atunci, subiectul ăsta a dispărut din atenția opiniei publice la fel de brusc cum a apărut, fiind înlocuit de un altul, nu s-au tras niște concluzii, nu s-a emis un raport prin care să înțelegem și noi ce a fost cu toată povestea asta, a rămas valul de ură, polarizarea socială, au rămas toate etichetele aruncate și a mai apărut ceva. Ce vedem noi astăzi, Doru, când vorbim despre ultimii 3 ani de pandemie? Vedem cum cei care în ultimii 3 ani au fost numiți conspiraționiști, șoșoci unii dintre ei, erau considerați pericole la adresa sănătății publice, inclusiv medici, cum e profesorul dr. Răzvan Constantinescu și alții care au îndrăznit să pună la îndoială versiunea oficială, au fost reclamați, au avut de suferit inclusiv profesional. Profesorul Răzvan Constantinescu a fost eliminat, nu i s-a mai permis să predea. Ce vedem noi astăzi? Vedem că tot ceea ce susțineau acești oameni se confirmă. Deci, unde era conspirația? Că eu tot am insistat pe chestia asta, suntem și tu și eu oameni de presă. Datoria unui om de presă este să chestioneze versiunea oficială când apare un subiect. Treaba noastră este să fim conspiraționiști, pentru că istoria, experiența empirică ne arată că marile adevăruri, care astăzi sunt acceptate de toată lumea și au fost probate, au început ca teorii ale conspirației, emise de niște conspiraționiști. Dinu, dar în același timp, uite, eu sunt de acord cu ipoteza ta și cu gândirea ta și de asta te-am și chemat. În același timp, mi se pare ridicol să gândim față de, de neamul nostru. Adică noi, ca și popor, așa, mi se pare puțin că nu ne potrivim cu ideile astea de conspirație, cu ideea să facem parte din ocultă aia mondială. Adică noi tot așa, cu un energizant la colțul străzii, cu o sămânță la colțul străzii, cu o țeapă la un taxi, mi se pare că nu jucăm noi ca și popor în Liga Campionilor. Etosul poporului român e foarte interesant, pentru că românii au și o reziliență. Sau... Nu, ai perfectă dreptate, dar și chiar e un subiect care merită dezbătut, pentru că adică românii... Nici conducătorii noștri n-au față să joace în Liga Campionilor. Asta vreau să zic. Care conducători? Aștia care îi avem, buni proști. Citem dimineața o știre ca să ne și amuzăm puțin, că știai că noi avem un ministru care se numește, funcția lui oficială este ministrul digitalizării, inovației și cercetării. Corect. Ceea ce pe mine m-a frapat, pentru că noi nu avem nici digitalizare, nici inovație, nici cercetare, dar aparent avem un ministru și un minister, îl cheamă Sebastian Burduja pe domnul ministru. Și am citit o știre că s-a dus la Bruxelles, da, la un eveniment dedicat digitalizării și a vorbit în fața reprezentanților din toate statele membre UE despre faptul că România, acum să citesc cu ghilimele, da, atenți, România este un model în materie de digitalizare, inovare și cercetare pentru toate statele. Păi, am sunat și eu pe cineva să caut un om care a fost la conferința aia, să aflu ce s-a întâmplat. Mi-au spus oamenii, domne, e serioasă treaba că au murit vreo 40 de oameni imediat după ce a terminat fraza. Zic, aoleu, cum a venit ambulanța, i-a luat, dar ce s-a întâmplat? Au murit de râs, s-au dat cu scaunul pe spate, s-au lovit la cap și au murit. Glumesc acum, dar corect, asta e partea de glumă, declarația e adevărată.
Acum, sigur, poate am înțeles noi greșit și, de fapt, domnia sa voia să spună că săptămânal există, un model de așa nu. Săptămânal, apropo de chestia asta digitală, săptămânal există cu un material la Observator sau la știrile principale despre cardurile de sănătate că nu funcționează. Da, de sistemul e la pământ. Se blochează, băgat, când nu se blochează, dau eroare. Și-au băgat milioane de euro. Dinu, hai să vorbim puțin despre ceea ce se întâmplă acum, uite că suntem live și pe TikTok, ceea ce se întâmplă în social media. Cum vezi nebunia asta în 2023? Cum vezi evoluția TikTok-ului, Facebook-ului, Instagram-ului? Vis-a-vis de noua generație. Eu sunt siderat, m-ai prins și după ce am văzut o știre ieri care mă frapează, pentru că eu, cum îți spuneam mai devreme, încerc să mă ocup în viață cu înțelesul și încerc să înțeleg cum evoluează lucrurile. Trebuie să monitorizăm evoluția social media pentru că este evoluția generațiilor. Sau involuția, depinde, rămâne de văzut. Tinerii, de exemplu, sub 25-30 de ani nu mai stau deloc pe Facebook. Mulți nici măcar nu-și mai fac Facebook. Nu există, sunt complet absenți de pe Facebook sau dacă au un cont. Pentru că pe Facebook majoritatea postărilor sunt tip text. Și nu mai au răbdare să ei citesc. Ei nu mai citesc. Dacă văd un text de 6 rânduri, mi s-a întâmplat mie să scriu un text de 2 paragrafe și să mi se spună este prea lung. Acum am reacționat și eu într-un stil ironic și am spus, bă, dacă ție ți se pare prea lung să-l citești, gândește-te cum e pentru ăla care îl gândește să-l scrie, știi? S-au mutat pe Instagram acum câțiva ani pentru că acolo era cu poze. Poze și story-uri. Rapid derulăm, vedem ce mai fac oameni pe care nu-i cunoaștem și nu o să-i cunoaștem niciodată, dar ne preocupă viața lor și dădeam like. E, acum majoritatea tinerilor au plecat și de pe Instagram. S-au mutat pe TikTok și pe Twitch. De Twitch-ul ăsta și pe Discord, dar populare sunt TikTok și Twitch-ul. TikTok-ul e o rețea interesantă, pentru că în spate... Dar nici acolo nu prea au răbdare, că și acolo trebuie să fie scurt. Dacă acolo scrolezi, cum spun ei, repede. E o rețea foarte interesantă, psihologic vorbind, pentru că TikTok-ul, știm cu toții, are în spate la bază o finanțare a guvernului chinez. La început se numea Musical.ly. Oamenii ăștia, inginerii care au lucrat la platforma asta, au luat tot ce cunoaștem noi despre psihologie socială, despre human behavior, despre persoasiune, tot ce învățaserăm în ultimii 20 de ani de când există rețele de socializare dezvoltate și au trântit acolo astfel încât să te facă să petreci cât mai mult timp pe aplicație și să nu devii un simplu user, să devii creator. Pentru că cu cât mai mulți creatori sunt, cu atât aceștia petrec mai mult timp pe aplicație, cu atât mai mult content e, cu atât mai mult apar banii. Iar Discord și Twitch sunt niște platforme care începuseră pentru live streaming, gaming, o chestie pe care eu n-am înțeles-o, de ce dacă tu ești gamer ai stat să te uiți la altul cum se joacă. Acum au devenit platforme de diseminare a unor idei care, din punctul meu de vedere, sunt destul de toxice. Și cel mai elocvent rezultat al acestei diviziuni între rețelele de socializare care a apărut în ultimul timp este faptul, constant faptul că au apărut micro-influencerii, micro-vedetele. Pe vremurile noastre, că noi suntem fosile deja dacă știm de OTV, și dacă am mai și fost acolo deja e grav, aveai o singură posibilitate ca să te faci cunoscut. Să apar la televizor. Să apar la televizor. Apărai la televizor și dacă apărai la televizor te știa toată țara. Și astăzi și bunica mea de 83 de ani, la mulți ani, și un copil de 18 ani, dacă îl vede pe Dan Negru pe stradă, știe că ăla e Dan Negru. E, acum sunt oameni, personaje care au 100.000, 50.000, 200.000 de fani, dar fanilor sunt doar între 15 și 18, 19 ani, pentru că sunt celebri doar pe TikTok. Ei pe Instagram au 2000 de followers și pe TikTok au 200.000. Chiar ieri mă uitam, a fost un eveniment la un mall. Putem să-i dă numele aici. Eu am rămas cu metecnele de televiziune la Arhi Palas. Am văzut deci și ceva, dar n-am putut să mă uit. Oarecare trepăr, Alberto, nu știu cum, am căutat și eu după, că e foarte interesant să vorbim. A, nu e, eu mă gândeam la cel care a participat și la Survivor. Un trepăr, asta am înțeles că e, are vreo 300.000 de vizualizări pe TikTok. 300.000 de urmăritori. De urmăritor, da, perfect. Și a inaugurat un magazin sau ceva, puhoi, mii de copii și el a fost invitat. Au blocat, nu știu dacă a fost invitat sau e
magazinului, n-am înțeles. Ei au blocat mall-ul și m-am uitat pe imagini, preponderent acolo erau copii, adolescenți, știi? Și am vrut și eu să aflu, a venit poliția, deci a fost un eveniment. Deci imagine. Că a venit să Paris Hilton, ce să mai. Uh-huh. Și am fost și eu curios să aflu ce cântă ce acest trapper și de ce e atât de urmărit. Am găsit melodii cu 3-4 milioane de vizualizări. Cu înjurături bănesc. Tu te exprimi elegant când spui înjurături, că s-a ajuns mai departe înjurături. Pot să spun că ascultam eu când ascultam în clasa 10-a Paraziții și B.U.G. Mafia, care erau melodii cu un mesaj, dar melodii în care era folosit un limbaj frust. Ăsta limbajul de stradă, nu limbajul lui Pleșu când scrie în Dilema. Aici e vorba de înjurături plus un mesaj care îndeamnă la niște lucruri. Cred că părinții acestor copii, dacă ar asculta o melodie de genul ăsta, ar fi siderați să afle ce cântă copiilor de 9, 10, 11 ani, ce fel de idole au. Pentru că aici nu mai vorbim, repet, atenție, nu e problemă să ai un limbaj frust în materiale de tip, uite, și eu am în cartea mea scris așa, într-o melodie rap, asta e curentul. E vorba de mesajul pe care îl promovez Paraziții, B.U.G. Mafia, când făceau melodii și băgau câte o sudalmă, câte un cuvânt din ăsta imund, ca să vorbim și în termeni elevați pentru că putem. Da, 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 și nu ne... Aveau un mesaj în melodia aia, sau dacă nu aveau un mesaj, erau mesaje de tipul jos cenzura, sau dacă nu aveau un mesaj, era evident o melodie realizată cu anumită intenție, într-un anumit spirit. Ăsta, trepărul ăsta nu e un caz individual. Așa sunt majoritatea celor care astăzi sunt urmăriți în România educată de copii. Și eu mă îngrijorează o singură chestie, pentru că stăteam și mă gândeam, noi nu avem un sistem educațional funcțional, asta e clar. Rezultatele sunt evidente. Trebuie să-mi notez că am deschis niște idei. Și mă gândeam, nu se face nici educație sexuală, nici educație financiară, nu prea se face nici la școală. Și mă gândeam, vezi, deși sistemul clasic de educație a eșuat în a oferi modele tinerilor, a apărut acest sistem care este un sistem educațional, pentru că atunci când tinerii petrec timp acolo, devine un sistem educațional, vrei, nu vrei, chiar dacă nu-și propune asta, alternativ în care îi primesc o serie de mesaje. Li se pare că este cool să se laude cu hainele, că valoarea omului este dată în cât de mare este scris pe tine brandul, pentru că devii astfel un panou de reclamă umblător. Mai și plătești pentru asta. Ca prostul. Cum să jignești cât mai mult. A apărut și un limbaj nou, această romgleză pe care încerc și eu să o deslușesc pentru ca să pot să intru în zona asta și să mă adresez lor. Eu asta vreau să vin, să fac o contracultură. Deci, practic, la chestia asta. Studiez fenomenul și mă bucură foarte tare lucrul ăsta. Dar în același timp e și o mare dilemă vis-a-vis de tine, că tu te pari și pozezi în dinozaur, dar nu ești chiar dinozaur. Ai și tu câți ani ai? 30. 30 de ani, deci ești la limită. Și totuși n-ai căzut capcană ceea ce se întâmplă pe TikTok. Pentru că vrei să înțelegi și ești normal. Până la urmă, nici n-ar trebui să ne afecteze, că trebuie să fim obiectivi, trebuie să fim acolo și să analizăm. Din eu te întreb următorul lucru. Poate este normal ceea ce se întâmplă pe TikTok? Poate sunt normale aceste live-uri inexplicabile pentru mine, în timpul orelor de matematică, în timpul orelor de geografie, în timpul orelor de dirigenție, mai grav. Deci eu țin minte că când venea diriginta mea, bă, frate, se schimbă. Deci era, ce să mai, vizită de stat când venea în clasa clasă. Acum îi fac live pe TikTok și culmea, mai și primesc floricele, gogoșele și așa mai departe. Pe TikTok este toată lumea. Știi, uite, că spuneai că noi nu suntem dinozauri. Noi suntem ultima generație de oameni și asta e un lucru foarte interesant. Suntem ultima generație de oameni care au crescut fără acces la internet. Eu am avut prima oară internet în clasa 6. Niciodată după noi nu vor mai exista copii, tineri, adulți care să știe cum este să te naști fără acces la internet. Ceea ce e interesant, pentru că internetul a schimbat tot. Acum, pe TikTok-ul ăsta, am observat și eu fenomenul ăsta, TikTok-ul nu împarte conținut în funcție de categorii de vârstă. Pe TikTok sunt și copii de 6 ani, și adolescenți, și adulți, și bătrâni. Asta e o chestie foarte interesantă pe care TikTok-ul a făcut-o. A reușit să-i aducă pe toți acolo. Facebook-ul, Meta, cu cele trei rețele, n-a reușit să facă... Fiind cele trei rețele, Insta? Insta, Facebook și WhatsApp. Bine, de WhatsApp nu vorbim pentru că nu generează bani și e strict de mesagerie. Dar Facebook-ul a reușit să aducă acolo și vârstnicii, și copiii, și adolescenții.
i-a adus pe toți la oaltă. Eu am văzut pe TikTok că s-a ajuns inclusiv să se promoveze prostituția, care este ilegală în România. Deci sunt dame de companie, hai să vorbim eufemismic, dracu, cum să le explic, acum se supără, nu vorbesc de OnlyFans acum, vorbesc de prostituție, care promovează servicii de prostituție pe TikTok, spun acolo, sună-mă, mascat într-un videochat sau cum? Nu mă spun direct, mascat într-un clip prin care spun te costă atât. Și nu le blochează nimeni? N-am urmărit, n-am văzut. Tot apar, studiind fenomenul, ți-am spus, mă uitam, căutam, pentru că TikTok-ul are și un algoritm foarte interesant. Dacă nu cauți, dacă tu te uiți la anumite clipuri, îți dă doar un anumit conținut. Am văzut. Eu mă uitam la clipuri de psihologie, dar după aia am început să caut, pentru că voiam să studiez fenomenul, am început să caut cu hashtag-uri. Și am mers pe ideea asta, trap. După aia, foarte multe femei care fac OnlyFans. Lor le place să li se spună modele. N-am nimic cu ele. Bravo lor, sunt femei de succes, au o carieră excepțională. Modele, eu nu pot să le spun. Pentru că, în primul rând, tu ca modele femeie... Modele de urmat sau modele ca și nu, modele din niciun punct de vedere. Pentru că tu ca femeie, când faci OnlyFans, să-mi sară în cap, n-am nicio problemă. Tu ce faci este să postezi poze cu tine dezbrăcată, știind că bărbații plătesc să urmărească acele poze în scopul practicării malachiei, da? Dar de ce? Uite cum... este atât de ușor, sunt atâtea platforme. De ce ai plătit pentru așa ceva? Aici e o întrebare interesantă pe care și eu mi-o pun și nu de când a apărut OnlyFans. Aveam discuții cu prieteni sociologi, psihologi legate de povestea asta. Eu nu înțelegeam nici fenomenul videochatului. Știi că România este pe primul loc în Europa la studiouri de videochat. Suntem number one. Avem cele mai multe studiouri din toată Europa. Probabil și cele mai multe modele. Eu nu înțelegeam de ce un bărbat ar plăti pentru un conținut pornografic pe care îl găsești la liber pe internet. Corect. Până să mă dumiresc eu de ce tu ai plătit pentru ca să accesezi acele private show-uri și ce mai era, a apărut platforma asta OnlyFans, care, într-adevăr, nimeni nu înțelege exact de ce oamenii plătesc pentru asta. Am primit diverse explicații. Că e vorba de interacțiunea ta unul la unul cu o singură persoană. Care, mă rog, nici nu mai e o interacțiune, că totuși la videochat avea interacțiunea prin intermediul camerei. Aici este doar faptul că intri pe un fel de Instagram în care ea îți pune niște poze. Mie îmi spunea cineva, apropo, ca să fac o glumă, îmi spunea, bă, dar fă-ți și tu cont de OnlyFans și postează-ți textele pe care le pui pe Facebook sau poeziile pe OnlyFans. Și dacă citești, să te dai și... și să cer abonament, știi? Și mă gândeam, bă, cum ar fi ca cineva chiar să plătească pentru asta acolo, știi? Evident că nu. Platforma, deși ei susțin că n-a fost gândită pentru asta, ăsta e rezultatul unde s-a ajuns. Repet, ca să nu-mi deci, sare și mai rău în cap, n-am nimic cu persoanele care fac asta, este legal și asumă, bravo lor pentru că sunt asumate. Ce e legal? Stai puțin că aici... OnlyFans. OnlyFans, da. Deci cum e până la OnlyFans? OnlyFans. Hai să nu fim acum așa, să nu avem acribie. Nu, fiecare poate să spună. Eu nici curiozitate n-am. Eram aflat și eu că se zice Schengen, nu Schengen sau ceva. Mă rog. Nu poți să le numești modele. Ele sunt pe TikTok, Doru, dar unde stau toți copiii. Ce văd copiii când se uită, apare un live cu un model din ăsta, OnlyFans sau OnlyFans. Călinescu și-a făcut OnlyFans. Da, am văzut, da. Interesant. Văd niște femei care etalează un stil de viață luxos, că ele mai pun o poză în nu știu ce mașină și înțeleg că asta e cool să faci în viață. Adică merg pe ideea, bă, ce pot eu să fac în viață? Mă duc la o facultate, mă fac profesoară, mă fac medic, stau, muncesc, mă trezesc la 6 dimineața. Chiar am văzut că un model OnlyFans postase un clip în care cineva îi dăduse comentariu că n-ai demnitate și ea ca răspuns a spus, dar voi aveți demnitate care vă treziți la 6 dimineața și munciți 12 ore pe zi pe 20 de milioane? 2000 de lei, 20 de milioane era bine. 2000 da, de lei, da, știam. Noi. Foarte greu să combați chestia asta. Eu vreau să, totuși vreau să subliniez, să revenim la generația asta a TikTok-ului, un fenomen inexplicabil pentru mine. Este clar că mulți au statutul ăsta de vedete, îi văd și pe la petreceri prin oraș, cu telefonul lipit, emit, adică eu am avut norocul să cunosc și generația asta de artiști vedete cu picioarele pe pământ, care nu s-au lansat cu TikTok, nu s-au lansat cu Facebook, s-au lansat la televiziunea publică și au devenit super vedete. Pentru mine e o altă dilemă. Dom'le, cum să apreciezi conținutul ăla? E o fată sau un băiat acum travestit, transexual,
care și-a făcut sân, și-a făcut nasul, și-a făcut transformarea asta de a deveni din bărbat în femeie cu ajutorul oamenilor de pe TikTok. A primit donații, da. A primit donații. Dom'le, de ce să donezi pentru așa ceva? Bun, e volume liberă. Apropo, discuția asta am avut-o cu o colegă de-a mea de aici, în care de ce nu, trebuia să explic de ce nu facem bani deocamdată pe TikTok. Mă rog, la fostul job, mai puneam o muzică. Acum sunt convins că n-avem niciun donator pe live-ul ăsta. Nu ne-a dat nimeni un trandafir în cap. Dom'le, dar dacă fata aia ar sta, de ce să donezi? Pentru ce să donezi? Adică ce te învață? Eu știu când plătești ceva, plătesc pentru un serviciu. Îmi iau o pâine, am pâine acasă. Îmi iau o vacanță, mă duc în vacanță. Dar așa, de ce aș dona? Cum îți explici tu donațiile astea inexplicabile? Vezi, uite-te și cine primește donații pe TikTok, da? Pentru că majoritatea donațiilor pe TikTok din live-uri le primesc oamenii care fac un content pentru pătura... pentru analfabeții funcționali, adică cu bani. Nu neapărat, mă refer la oameni care fac un content de entertainment. Și acum sigur că gusturile în materie de entertainment pot să difere. Unii pot corect să spună că este o mizerie degradantă și dezgustătoare, alții pot să spună aha. Vezi că putem să facem o analogie cu televiziunea aici. Pe vremuri, dacă făceai o emisiune și îl chemai pe Mircea Cărtărescu sau pe Andrei Pleșu, nu făceai 0,2, 0,3, ăsta era maximul. Dacă îl chemai pe Gigi Becali sau pe Vadim Tudor sau și mai bine pe Gigi Becali să se certe cu Vadim Tudor, explodau audiențele. Problema e că când era vorba de un personaj ca Vadim Tudor, care sigur devenea coleric și era așa foarte... Prindea. Da. Astea erau personaje care erau capabile să transmită și un alt fel de mesaj în afară de două răgâieli și trei înjurături, pentru că le ducea capul. Și Serghei, pentru că a fost acum la tine, el e un tip și cine a stat vreodată de vorbă sau îl cunoaște și în alte contexte decât cele de la Capatos, știe că e un om cu o glagor extra, e un om cu o inteligență scăpărătoare. Poate să stea frumos la masă să vorbești cu el de istoria României, de perioada comunistă, pe care sigur ăsta e un subiect pe care îl stăpânește. Poți să vorbești de politică la virgulă. A, că și el știe că prinde să facem hăhăieli și să... Da, și atunci face asta. Face jocul... Corect, și asta prinde. Dar ăștia mici, ăștia care sunt populare acum în rândul tinerilor, ăștia nu sunt capabili să iasă din zona aia de hăhăială ridicolă și inclusiv limbajul pe care îl folosesc și pe care tinerii și îl însușesc este extraordinar de limitat. Extraordinar de limitat. Și atunci întrebarea este dacă oamenii ăștia au... Vorba din gură, care limbaj, că, mă rog, n-au... Nu vrem să părem în deștept sau să ne dăm ceea ce nu suntem. Ne vorbim realistic, adică vorbim ceea ce vedem, este cumplit. Și mă, uite, eu urmăresc pe TikTok niște domnișoare, doamne, au niște... și montează, adică îl fac artistice despre zonele al Bucureștiului, foarte interesant, care n-au urmăritor, frate. Doru, nu e cumplit că există, atenție, eu întotdeauna am mers pe ideea de libertate și am și o vorbă, libertatea fie e absolută, fie nu e deloc. Nu cred că soluția sau misiunea ar trebui să fie, să spunem, ok, ăsta e un conținut toxic și trebuie interzis, nici pe departe. Și în America avem situații de genul ăsta. Hai să ne amintim de ce a ajuns celebră Kim Kardashian, că e o tipă cu curul mare. Ăsta e singurul motiv pentru care femeia aia a ajuns vedetă. Ideea nu e să interzici pe ei și mesajele pe care le transmit. Problema e că o țară ca România este foarte sensibilă la asta pentru că nu are și o alternativă, nu are un mesaj din partea opusă a societății. În România este foarte ușor pentru majoritatea tinerilor să zică, băi, cine sunt oamenii de succes în România? Ce model am eu? Păi am vreun model medic, am vreun model profesor care să... aibă o viață îmbucurătoare, pentru că pentru ei acum asta contează foarte mult, cultul superficialului, banul, să am casă mare, să am permit oricâte vacanțe și vreau, iPhone să am 14, Balenciaga pe mine, da, și iPhone 20. Da. Nu am modelele astea, dar cine îmi arată mie pe TikTok că face asta? Păi nu știu care Mia Bia Pia de pe OnlyFans, nu știu care Dani Țani sară banii de pe TikTok, hai să fac și eu ca ei. Problema e că majoritatea o să ajungă foarte dezamăgiți, pentru că într-o lume în care toți sunt influenceri, nimeni nu mai e influencer, într-o lume în care toți sunt vedete, nimeni nu mai e vedete, doar un 0,1%
pot să ajungă să aibă succes. În final, că uite, tot zicea cineva acum când am avut eu o mică șarjă cu cineva de pe Twitch că eu vreau atenție. Asta mi se pare o ipocrizie. Toți oamenii care facem ceva în spațiu public vrem atenție pentru că ni se pare că avem ceva de spus, vrem ca vocea noastră să fie auzită. Nimeni care este pe TikTok și se filmează, nimeni care, toți care facem ceva, care și când pui un story, de exemplu, chiar dacă ai 10, vrei atenție. Asta facem cu toții. Ideea e ce mesaj transmiți tu când ai atenția direcționată asupra ta. Pentru că, iată, spre deosebire de momentul când aveam televiziuni și televiziunea era un filtru al dracului de solid. Din 10.000 de oameni care voiau să intre acolo, 10 ajungeau și rămâneau 2. Da, dar și cenzura CNA-ului și a intrat CNA-ul și-au dat ei seama. Au mai intrat, da. Au intrat de multe ori foarte agresiv că nu era cazul. CNA-ul, cel mai ok CNA ăsta american în care ai voie să faci cam orice, ei intervin doar dacă sunt situații foarte delicate sau la sesizări. Da. A fost un caz în America de sinucidere în direct în anii 70. Acum lumea se sinucide pe Facebook, nu mai la televizor, da. Da, asta spunea, rețelele socializare au dat tuturor microfonul. Ai atenția tuturor. Acum, depinde și ce faci, Doru, pentru că aici apare pericol. Au fost cazuri de copii care au murit când a apărut TikTok-ul, pentru că ei, pentru ca să atragă atenție, s-au apucat să facă provocări de tipul hai să mâncăm capsulele de detergent. Și asta au făcut și, bineînțeles, un rezultat previzibil. Au murit, că știi, era și o glumă. În anii 70, cum își imagina oamenii viitorul? O să avem mașini zburătoare, o să ne teleportăm, o să ne citim gândurile. 2020, trebuie să scrie pe detergent, vă rugăm, nu înghițiți capsula. Da. Asta nu mai e evoluție, apropo. Dar spune-mi un lucru, psihologii ar trebui să intervină la anumite persoane vis-a-vis de acest TikTok toxic? Adică, tu crezi că un părinte s-ar duce cu copilul la psiholog? Dumnezeu, hai să scap cu copilul ăsta de TikTok-ul ăsta nenorocit. Eu mulți părinți cred că nu conștientizează modul în care copiilor își petrec timpul online. Pentru că dacă ar conștientiza, cred că ar fi sincer îngrijorați. Modelele pe care le urmăresc, uite, inclusiv în șarja asta mea pe care am avut-o, eu am scos într-adevăr o carte și o să vorbim și o să explic ce am vrut eu să fac, dar eu am vrut să-i atrag pe oameni prin această carte, inclusiv pe tineri, să mă urmărească pe Facebook, să-mi citească poeziile, că dacă vin și mă fac cunoscut. Deci ai agățat cu cartea aceasta, uite, o am și aici. Asta mi-a, hai că vorbim acum, ok. Hai să vorbim despre. Eu scriu poezie și texte de politică, dezvoltare personală, conștientizare pe Facebook. Eu știam că dacă public o carte de poezie, nu o să o citească nici dracu. La fel cum dacă Serghei Mizil ar apărea la televizor și ar vorbi doar despre istoria comunismului și politică, nu l-ar fi urmărit nimeni. Depinde, că depinde și cum o povestește. Mă rog, când vii, aia a fost un exemplu. Corect și asta. Când vii cu ceva controversat, controversele vând. Și atunci am zis, mă, ce e la modă printre tineri? Și eu am avut o tinerețe tumultoasă de care nu mă rușinez și pe care mi-o asum ca atare. Ar fi bine dacă măcar 1% din persoanele cunoscute din România ar avea asumarea mea. Și m-am gândit, ce fac tinerii, ce făceam și eu când aveam 18-20 de ani? Mergeam în cluburi, mai una, mai alta. Ce intereseau ei? Sex, substanțe psihotrope, lucruri de genul ăsta. Lucru care poate fi verificat de altfel și prin prisma melodiilor pe care le urmăresc. Și am zis atunci, hai să scriu despre chestia asta. Dar, scriind despre lucrurile astea, fix cu limbajul lor, între aceste povestiri cu părțile astea, să inserez niște capitole legate de dezvoltare personală, psihologia relațiilor, puțină educație sexuală, reflecții filozofice. Și asta am făcut. Asta este scopul acestei cărți, gândindu-mă că după ce oamenii o vor citi, vor spune, bă, ăsta e un tip interesant, știe să vorbească și frumos, știe să mai scape și câte un falus o așa când e cazul. Ia, ce-a mai scris tipul ăsta? Scrie poezie. Hai să văd, poate. Și din acei, să spunem, 10.000 sau 100.000 de oameni care citesc o astfel de carte, evident că unii ar citi-o doar pentru că, pulă, pizdă, țâță, dacă ar citi eu, dar din acei 10.100.000 de oameni, 100 vin și te caută mai departe. Bă, cine dracu este? Hai să vedem. Uite, scrie poezie. Din aia 110 vin și spun, pe mie îmi place poezia. Și ce face băiatul ăsta? E psiholog de televiziune. Ia să-i urmăresc puțin cariera. Poate că aș putea și eu să fiu un jurnalist ok. Și în felul ăsta să ajung să inspir oameni. Foarte tare.
S-a vândut cartea? S-a vândut, a avut... Oricum are 39 de lei, deci aproape... Atunci când a fost lansat a fost euro. Un boost de vânzări. Eu mă așteptam să creeze controverse foarte mari. Culmea e că eu mă așteptam ca aceste controverse să apară în rândul oamenilor de plus 40-50 de ani. A fost un boost, căzuseră vânzările și acum, în urma unei campanii care parțial a fost gândită de către mine în parteneriat cu o persoană foarte bună pe comunicare, parțial în urma unor evenimente care s-au întâmplat fără voia mea, a avut loc din nou un boost și are mai multă reclamă acum, are parte de mai multă reclamă decât a avut atunci. Dar uite, folosești niște termeni, de-aia te-ai adresat 50 plus ca să înțeleagă termenii oamenii ăștia. Nu, eu mă gândeam că ăștia o să fie indignați, pentru că eu am scos-o cu o singură prezentare și asta e singura prezentare care vreau să rămână până va veni cineva să mă provoace și să scoată ceva și mai controversat. Dar cea mai controversată carte publicată vreodată în România și în subsidiar am spus așa: o carte bună pentru femei dacă ar citi-o toți bărbații și o lectură obligatorie pentru orice femeie care vrea să afle ce dracule e mintea bărbatului. Dar chiar tu ce crezi că este mintea femeilor vis-a-vis de bărbat în 2023? Te-am prins. Bă, era o chestie interesantă, și că cea mai mare diferență între femei și bărbați. Femeile vor mai multe lucruri de la același bărbat. Bărbații vor un singur lucru, dar de la mai multe femei. Da, e de când lumea asta. Dar hai să revenim. Postările tale, apropo de Facebook, dacă tu, că practic te-ai cu și contrage într-un fel, tu vrei să-i adun pe tinerii aceia să-ți citească și să te leicuiască, să te urmărească, să te share-uiască, dar în același timp aceiași tineri care vrei să-i aduci acolo își desfințează Facebook. Pe măsură ce cresc, Doru, la asta mă refer, că la 15-16 ani nu o să te intereseze politica, pentru că școala nu ți-a explicat că politica nu e chestia aia pe care o fac niște amețiți, niște briganzi în Parlament. Politica e o chestie care îți influențează viața de zi cu zi. Noi de asta nu avem societate civilă în România. Uite, îți dau un exemplu. Zilele astea în Franța, poate că știi, de săptămâni bune, este o mișcare uriașă de revoltă. Sunt numeroase sedițiuni. Sunt milioane de oameni în stradă, greve generale. De la ce a pornit toată chestia asta? A venit guvernul și a spus: vrem să creștem progresiv vârsta de pensionare până la 60, să ajungă până la 65 de ani. Am urmărit fenomenul cu ochiul omului pasionat de studiu sociologic. Pentru că am observat o chestie fascinantă. Acolo în Franța au ieșit în stradă și oamenii care deja erau la pensie împotriva acestei legi, care puteau să zică: bă, știi ceva, eu mor până ajunge, ce mă mai interesează? Au ieșit și tineri de 18-20 de ani care ar fi putut să zică: hă, să apuc eu pensia, tată. Au ieșit milioane de oameni în stradă. S-au solidarizat. Pentru că au înțeles că atunci, că singura formă prin care oamenii pot avea puterea e prin număr. Tu ești președinte, ești Iohannis, să-ți închiriezi avion privat, faci popat la Sibiu, ți-ai consoarte, ești un padișah, ce să mai, ești vechil. Dar în momentul în care 2-3 milioane de oameni vin și spun: băi, asta e puțin, cine îl plătește pe ăsta? Noi. Păi și de ce își permite el să ne scuipe în halul ăsta în față pe banii noștri? Ia să ieșim în stradă. Dar de ce poporul român n-ar ieși în stradă? Uite, de exemplu, incidentul. Evenimentul de săptămâna trecută în care președintele Iohannis, toată lumea a scris, toată lumea a dezbătut: domnule, nu se poate așa ceva, cu banii a putea să facă altceva. De ce noi românii nu ieșim, domnule? O singură dată mi-aduc aminte că am ieșit, nu vorbesc de revoluție, vorbesc despre incidentul cu colectiv când s-a umplut piața... Victorie și în țară, în toate piețele principale. De ce suntem așa un popor de lasă? Nu zic mai mult. Pentru că nu avem societate civilă. Știu că o să vină oameni acum și o să scrie în comentarii: asta zi-mă puțin, cum adică poporul român iese în stradă? Păi protestele rezist. Atenție. Atenție mare. Uitați-vă și la cine face acele proteste, pentru că poporul român iese în stradă doar când e manipulat să servească unor interese, nu propriilor interese. De aceea, dacă ne uităm, că putem să luăm exemplul ăsta, Doru, cu protestele rezist, da? Eu știu foarte bine ce a fost acolo în spate, cine a plătit, cum s-au adunat ONG-urile, de unde au venit banii, se pot face anchete de presă pe chestia asta. Aduci 40 de oameni, ai niște oameni prin televiziuni,
și ia tot o dimensiune apocaliptică. Dar dacă era vorba de o societate civilă matură, pentru ce au militat oamenii atunci? Toți pentru justiție, da? Ce s-a întâmplat anul ăsta cu legile justiției face ca ordonanța aia 13, iartă-mă, să pară un mizilic. L-au hăcuit, l-au călcat în picioare. Și închei cu politica, că știu că nu interesează prea mult. A mai ieșit cineva în stradă? A crescut roborul la 7-8%, s-au dublat ratele. A mai ieșit cineva în stradă? A crescut prețul motorinei. Iată că vedem efectul. A crescut prețul motorinei, ce s-a întâmplat? Profit record al OMV în România. Păi doar, e atât de mult cinism și nesimțire în afirmația asta. Tu, o companie cu acționariat străin, vii la mine în țară, pe petrolul meu, pe resursele mele, pentru că ei nu cumpără de pe piețele internaționale, îmi dublesc prețul, ceea ce generează scumpire în lanț, că nu e vorba dacă ai mașină sau nu. Crește prețul la motorină, crește și prețul la mâncare și la alte servicii. Și după aia vii și îmi spui, da, după ce un an de zile asta este o situație excepțională, nu avem ce să facem, este vorba de piață, ne trezim că vine compania și îmi spune, anul trecut am avut un profit record de 2,5 miliarde de euro. Deci despre asta era vorba. Și noi permitem chestia asta. Noi permitem. Deși am avea N soluții pentru a boicota. De la boicotul individual, la boicotul colectiv, la proteste masive. Păi ăla individual, ce ai spus mai devreme, te blochează Facebook-ul și așa mai departe. Uite, cenzura deocamdată nu e pe TikTok. N-am văzut conturi suspendate deocamdată atunci când ești... Mai sunt, vezi că m-au avertizat și pe mine când am făcut un live. Și acolo te-au avertizat? Nu m-a avertizat TikTok, mi-au spus diversi influencer de acolo, vezi, ai grijă, pentru că nouă ni s-a blocat contul pentru diverse lucruri făcute în live. Am înțeles că nu ai voie să bei alcool în live, nu ai voie să promovezi anumite lucruri. Nu știu exact, dar și acolo va lua amploare cenzura. Uite, deja prietenii pe TikTok ne salută. Larry spune, protestele actuale sunt interesele ale altora. Dar vezi, oamenii nu văd lucrurile astea și nu înțeleg în ce direcție. Vezi că e o chestie interesantă aici cu protestele. Și rețelele de socializare facilitează foarte mult lipsa de acțiune în plan real. De ce? Pentru că dacă la Revoluție, cum ai spus, în 1989, oamenii ar fi avut Facebook, mă crezi și pe mine când spun că nu mai ieșea nici dracu în stradă? Erau nemulțumiți, e frig în case, nu avem destule alimente la... Scriau pe Facebook. Asta e forma oamenilor de protest acum. Ai un subiect care te indignează, postezi pe Facebook sau te filmezi, faci un vlog, zici, oh, Iohannis, nenorocitul dracule, ai postat și ai senzația că s-a rezolvat problema. Iar ăștia aia e senzația. Dom'le, am postat ceva, un text așa. Tu te-ai răcorit, ai defulat. Ăștia care sunt la putere, dacă te uiți puțin și analizezi viața politică, și asta vorbeam și am observat și la oameni ca Marius Tucă, oameni cu experiență mult mai mare decât a mea în presă, toți spun același lucru, domnul Ion Cristoiu și alții. Dom'le, e revoltător faptul că pe vremuri politicianul avea frica presei. Se chinuiau, în anii 90 apărea un reportaj, se trimiteau oamenii să cumpere toate ziarele pentru ca să nu ajungă o emisiune tirajul, de pe vremuri al lui Dan Diaconescu sau al lui Marius Tucă, putea fie să te ridice, să te facă prezidențiabil, fie să te îngroape, să nu mai scoți capul din casă. Puterea presei era și era o putere uriașă. Astăzi, orice subiect, oricât de revoltător ar apărea, de la plagiatul nu știu care, la faptul că nu știu ce politician a spus că femeile sunt aceste ființe sau creaturi ale societății, la povestea cu Iohannis cu avionul, achiziția de vaccinuri, 120 de milioane de doze de aruncat la gunoi, oamenii scriu, unii scriu pe Facebook, alții citesc, dau like, angry, haha, se încheie subiectul, merg mai departe, iar politicienilor nu le mai pasă, pentru că știu că nu-i mai trage nimeni la răspundere. Ce face, mă, norodul? Ce face vulgul? Ne înjură pe Facebook. Foarte bine. Ei nu intră pe Facebook, au niște consilieri plătiți tot din bani publici care stau acolo, da, șterg comentarii, clar, postează și nu-i mai interesează. Nu mai dau doi bani pe democrație, pe ce spun oamenii. Iohannis are 7-8% încredere, ești președintele României, suntem într-o situație de război. Păi, da, tu, teoretic, dacă, prin absurd să spunem, România ar intra în război, în momentul ăsta Iohannis ar fi șeful forțelor armate. Da? Adică omul care vine să-mi spună mie, ești bărbat tânăr și vașnic, da, la război oștanul meu, ca să aperi țara. Cine, tu? Adică tu care vii și îmi dai așa din dege și îmi spui, este momentul să luăm o decizie.
Cine ar asculta de N-ar fi o problemă nici vorba, că așa a fost și cu Dăncilă și așa mai departe. Dar problema este câtă lume îl înjură pe Facebook-ul ăla la o postare și eu mi-aș șterge, dacă aș fi în locul lui, mi-aș șterge Facebook-ul, n-aș mai posta. Adică aș... Dar nu le pasă. Nici nu cred că postează Doru, el. Nu le mai pasă, nu dau doi bani. Iohannis ca om nu dă... Iohannis a spus o chestie foarte deșteaptă, Crin Antonescu. Iohannis gândește mai puțin decât vorbește. Lor nu le pasă. El, de exemplu, acum are un singur interes. Să-și aranjeze următoarea sinecură. Care sigur că va fi undeva la Bruxelles, va fi pentru că el, nerespectând interesul României în relația cu alte forțe, cu Germania, cu Franța, cu America... Cu Germania, da, te rog mult. Cu Germania respectă orice. Nu, n-a respectat interesul României, mă refer. Corect, că asta, atunci da. Când vorbim de politică, vorbim de jocuri de putere și de interese. El întotdeauna, cum s-a spus să facem, am făcut. Evident că ăia, acum el când se duce căciula și spune, știți, nu mai pot să fiu președinte în România, că oamenii ăștia răi mi-au dat doar două mandate. Și o să-i spună, da, sigur, domnul Iohannis, președintele Parlamentului European, vă mai plimbați cu avionul. Ăștia sunt oamenii politici pe care avem noi. Mai avem bărbați de stat sau oameni de stat, avem oameni care stau la stat, aia altceva. Dar din punctul tău de vedere, cine crezi că a fost cel mai bun politician? Mă rog, nu cel mai bun, nu, fă-mi un top 3 cel mai bun politician din 89. Din 89 încoace? Da, păi. Adrian Năstase a fost un uriaș intelectual. Dar nu politician. Poate ultimul intelectual din politică și pentru vremuri, sigur, putem să-i aruncăm în cârcă N păcate pe care le-a avut și nimeni nu neagă asta. Dar pentru vremurile acelea, el a reușit să facă niște lucruri excepționale. Cele mai importante fiind, atenție, aderarea României la NATO și la Uniunea Europeană, pe care Adrian Năstase și cabinetul său au negociat-o. Băsescu s-a dus în 2007 și doar a semnat. Canicușor cu doamna Firea. Da, excepțional în Crin Antonescu, corect. Excepțional politician și ar fi fost un președinte magnific pentru România. O femeie nu ne zici nouă. Dar la asta, să știi că la asta mă gândeam. Eu în 2019, cu toate zoaiele și înjurăturile pe care mi le-am luat, eu am susținut-o pe Viorica Dăncilă, public. Uh-huh. S-au preluat postări de ale mele. N-am primit niciun ban, n-am fost membru PSD, dar am susținut-o public. Pentru că am spus un lucru atunci. Și acum chiar îmi place să-l reamintesc. Exact asta am scris. Dacă va pierde aceste alegeri Klaus Iohannis, nu câștigă, nu pierde PSD. Pierde România. Un om ca Dăncilă n-ar fi putut niciodată să facă atât de mult rău cât a făcut Klaus Iohannis. Dăncilă era incultă, a stat corect, dar nu era proastă. E foarte ușor să-i faci unui om o imagine îngrozitor de defavorabil în spațiu public. Dar Dăncilă nu era proastă, dar ulterior și nu era nici ticăloasă. Ulterior a dovedit că nu e atât de incultă. Da, e consilier la BNR, știu, sunt convins că domnul Isărescu ia notițe de la ce spune domnia. Nu, acolo era vorba de 2019, pentru că Iohannis a avut un dispreț uriaș față de democrație, inclusiv prin faptul că a refuzat o dezbatere. Aia a fost o palmă, eu de asta nu înțeleg pe unii acum, văd intelectual și... pseudo-intelectual, cum se simt așa foarte indignați de comportamentul domnului Iohannis. Când oameni precum mine și alții, noi l-am văzut pe Iohannis, cine este, din 2014, un om căruia unii au vrut să-i dau un șut în cur, să-l facă președinte. El ăsta a fost întotdeauna. Eu de asta voiam să pun un mesaj public. Oameni buni, ăștia care l-ați votat pe Iohannis de două ori, ăștia care l-ați votat pe Băsescu de două ori, ăștia care în pandemie chiar credeți că imunizarea va opri pandalia și va... Pandalia. Bă, nu mai ieșiți la vot. Adică dacă ai 4, 5, 6 dăți în ultimii 10 ani în care tu de fiecare dată te-ai înșelat în tot ce ai susținut, ți-ai luat țeapă, nu mai ieși la vot. Lasă-ne, pentru că e clar că nu ai o maturitate în gândire, ești foarte predispus la manipulare, la distorsiuni cognitive, n-ai ce căuta la vot. Lasă-i pe aia care înțeleg despre ce e vorba în lume, nu e și tu care ne explicai? Erau medici. L-am auzit acum pe Valeriu Gheorghiță, ca să fac o mică digresiune, cu un mega cinism, cum a venit și a spus, era discuția despre efectele secundare ale serurilor. Dom'le, vaccinul n-a fost obligatoriu. Băi, îmi venea să sar prin televizor, să-i dau la figurat vorbind un cap în gură. Cum adică, mă, n-a fost obligatoriu? Ok, nu ați pus în lege, doar că ne amendați dacă nu-l facem.
dar puteam să ies din casă fără să arăt hârtia, puteam să intru, la un moment dat puneau problema să le interzică bătrânilor fără adeverința aia să intre. Deci nu poți să spui că n-a fost obligatoriu, pentru că a fost o presiune uriașă. Și uite, cumva România a avut reziliență la asta față de alte state care s-au conformat. Eu am fost și eu antivaccinist. Dar eu am militat exact pentru ce spuneai și tu la începutul emisiunii. Nu poți să-mi iei dreptul de a alege. Uite, apropo de chestia asta, perioada pandemiei și cu vaccinul, cu obligativitatea aia de a prezenta un act la supermarket și a ieșit din stradă, atunci mi s-a părut o presiune și atunci am zis că, băi, am luat ora asta. Dar uite acum, putem noi doi acum să mergem la magazinul de aici de lângă și să ne cumpărăm câte o cola fiecare fără mască? Și să nu murim? Putem că facem toți asta. Toată vara s-au făcut festivaluri, toată iarna, petreceri. Care e diferența? Am fost totuși manipulați câte luni? Un an de zile? Care un an de zile? Doi ani a durat povestea asta, da. Din martie 2020 până în februarie 2022, când a început războiul și dintr-o dată, de la românii care trebuiau să stea 4 ore la coadă pe otopen când intrau în țară pentru că trebuiau să dovedească fie că sunt testați, fie că sunt imunizați, în ghilimele, s-a ajuns la 30-40 de mii de ucraineni care intrau în țară pe zi fără să-i mai întrebe nimeni de sănătate. Că de asta s-a anulat starea de alertă. Lumea trebuie să știe chestia asta. Pentru datorită, că altfel... Deci a făcut ceva bun războiul. Nu știu dacă putem să spunem datorită sau din cauză, că oricum am spus o să ne sară unii și alții în cap, dar ce e cert este că Vladimir Putin a reușit să oprească, să facă ce n-au făcut o armată de epidemiologi, imunologi, companii, Pfizer și așa, să oprească pandemia, domne. Dragi prieteni, v-am spus de fiecare dată că invitații noștri sunt inteligenți și avem ce să ascultăm de la ei. Dinu, îți propun să mai vii și în viitorul apropiat la noi. Eu sunt adeptul emisiunilor de 8 ore, ți-am zis. Te așteptăm cu mare drag. Deocamdată, iată că vi l-am prezentat pe Dinu Popescu altfel decât l-ați văzut voi în acel conflict cu acel vlogger. Dar, v-am spus eu, oameni inteligenți vor veni aici la această masă mică, modestă și acest studio, spun eu, primitor pentru invitații voștri și pentru invitații noștri și cald pentru cei care ne urmăresc. Să aveți o zi fabuloasă, îți mulțumesc tare mult, Dinu, încă o dată. Mulțumesc și eu și salutări tuturor urmăritorilor de la podcastul care are un nume excepțional, Live și de... Colect. Am schimbat acum, se numește One Record. Mi se pare mult mai interesant și mult mai putem să vorbim mai de mult acolo. Live și de colecție era așa, cam în zona ceea ce mi-ar fi plăcut să fac toată viața, dar cred că One Record este mai... Nu e timpul pierdut. Ok, urmăriți One Record-ul Iuga. Și pe tine unde te urmărim online? Dinupopescu.com poezii și în rest pe Facebook, pe Instagram Dinu Popescu. Așadar, cred că trebuie să-l urmăriți, să-i dați un follow, că are lucruri importante și interesante de spus. Să aveți o zi fabuloasă și rămâneți alături de acest proiect minunat.